Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un proiect mult așteptat de doamnele începătoare. Vom face o pereche de ciorăpei pentru nou-născuți. Afară fiind frig, bineînțeles, și ei au nevoie să-și încălzească piciorușele. Eu voi folosi firul Bravo. Dumneavoastră veți folosi firul Baby sau firul de care dispuneți. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, de asemenea vom avea nevoie de două glămițe sau de două fire despărțitoare. Veți vedea că se lucrează foarte ușor, nu este deloc greu, în cercul magic. Voi face mai întâi un ochi de lanț, un picioruș scurt care va fixa cercul și voi începe să lucrez un picioruș scurt. În corespondența acestuia voi pune semnul despărțitor, deci în corespondența primului picioruș scurt. Și voi continua. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. După ce am făcut aceste 7 piciorușe scurte, vom închide cercul magic și vom scoate firul despărțitor. În corespondența acestui picioruș vom face o înmulțire. Deci vom trece direct la înmulțiri, nu vom încheia rândul cu fir alunecat, așa cum obișnuiam să facem la lucrările amigurumi. Firul despărțitor îl voi pune în corespondența primului picioruș din acest al doilea rând. Și voi continua. Deci avem prima înmulțire, sunt două piciorușe. Cea de-a doua avem 4 piciorușe scurte. Cea de-a treia înmulțire avem 6 piciorușe scurte. Cea de-a patra înmulțire avem 8 piciorușe scurte. Acum, în corespondența piciorușului scurt cu numărul 8, vom pune cea de-a doua glămiță. Și vom continua cu înmulțiri până la sfârșitul rândului. Deci avem 8 cu 2, 10, 12, 14 piciorușe scurte. Am încheiat primul rând. Vom continua. Pentru rândul numărul 2 vom scoate glămiță despărțitoare. În corespondența primului picioruș vom face un picioruș scurt. Voi pune glămița din nou în corespondența acestui picioruș. După acest picioruș vom face o înmulțire. Deci avem deja 3 piciorușe scurte. Și până în corespondența piciorușului scurt cu numărul 7, vom lucra doar piciorușe scurte simple. Deci avem deja 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. Iar aici, în piciorușul cu numărul 7 din rândul anterior, vom face o înmulțire. Deci, un picioruș înaintea semnului despărțitor, facem o înmulțire. Avem până acum 9 piciorușe scurte. În corespondența semnului despărțitor voi face doar un picioruș simplu. Avem 10 deja. După semnul despărțitor voi face o nouă înmulțire. Și voi continua cu piciorușe scurte până în corespondența penultimului picioruș. Deci avem 12, 13, 14, 15, 16 piciorușe scurte, iar aici în ultimul vom face din nou o înmulțire. Iar acum avem un număr de 18 piciorușe scurte. Deci ideea de bază este următoarea. Cu glămițele despărțitoare noi am fixat mijlocul. Prima și după glămiță despărțitoare lucrăm câte o înmulțire, atât de o parte cât și de cealaltă. După înmulțiri facem doar piciorușe scurte simple. Haideți să lucrăm
următorul rând, să vă înțelegeți mai bine, deci voi scoate firul despărțitor, voi face piciorușul scurt. Din corespondența acestuia, voi pune firul despărțitor și voi continua cu o înmulțire. După care voi face piciorușe scurte, simple, până în corespondența penultimului picioruș dinaintea semnului despărțitor. Am ajuns la un picioruș înaintea semnului despărțitor, aici fac din nou o înmulțire. În corespondența semnului voi face un picioruș scurt normal. Voi pune semnul din nou. Și voi continua cu o înmulțire, după care voi face piciorușe scurte, simple, până la sfârșitul rândului, iar în corespondența ultimului picioruș de la sfârșitul rândului, voi face o înmulțire. Uitați-vă, înmulțirea. Acum, noi avem necesarul pentru șosețica noastră. Să numărăm câte piciorușe avem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 și 2 piciorușe scurte. Din acest moment, după cum vedeți, aici s-a format un oval. Iar în momentul în care punem în două, fie așa, fie așa, se prezintă perfect. Din acest moment, noi vom face doar piciorușe scurte. Dacă mi-amintesc bine, eu pentru o șosețică am făcut 11 piciorușe scurte. Însă vom avea nevoie să facem piciorușe scurte pentru o înălțime de 7 cm. Deci vom lucra picioruș cu picioruș pentru 7 cm. Acum nu pot să spun să lucrați exact câte rânduri am lucrat eu, deoarece nu știu ce fir veți folosi dumneavoastră. Acest fir despărțitor îl voi abandona, voi păstra doar primul care îmi indică începutul fiecărui rând. Deci vom continua pentru o înălțime de 7 cm cu piciorușe scurte. Vom lucra singuri și ne vom reîntâlni. Eu am lucrat cei 7 cm necesari pentru ciorbelul nostru. Aici am avut ultimul picioruș din rând. Acum vom face călcâiul și vom lucra în felul următor. După ce terminăm ultimul rând, începem. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Un ochi de lanț și vom întoarce lucrul. În corespondența aceluiași picioruș, deci a primului picioruș, îl vom face pe cel de-al doilea picioruș scurt, după care continuăm. 1, 2, 3, 4. Astfel am ajuns la capătul rândului. Și acum avem un total de 6. Pentru că în corespondența primului picioruș am făcut 2 piciorușe scurte. Deci avem 2, 4, 6 piciorușe scurte. În momentul în care avem 6 piciorușe scurte, vom intra în piciorușul următor și vom face un picioruș scurt, dar vom strânge bine un ochi de lanț. Voi întoarce rândul. În corespondența primului picioruș voi face din nou un picioruș scurt, deci am 2 și voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. În felul acesta noi încet încet vom realiza călcâiul. Am ajuns la capătul rândului, voi lua din nou un picioruș scurt de jos și voi face un picioruș scurt
După cum puteți observa, deja începe să se formeze călcâiul. Acum fac un ochi de lanț, voi întoarce lucrul. În corespondența acestui prim picioruș voi face cel de-al doilea și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Vom merge în felul acesta. Ultimul aici întotdeauna este un pic mai greu de lucrat. Când am ajuns în corespondența ultimului picioruș, din nou vom coborî jos și vom face un picioruș scurt, un ochi de lanț, vom întoarce lucrul. Ia uitați-vă cum se formează călcâiul. În corespondența primului picioruș îl vom face pe cel de-al doilea și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Eu sper că modul în care explic este pe înțelesul dumneavoastră. În cazul în care nu înțelegeți, vă rog să-mi scrieți. Am ajuns la capătul rândului, voi intra din nou jos, voi coborâ, voi lua firul pe croșet, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț și voi întoarce din nou lucrul. În corespondența primului picioruș voi face pe cel de-al doilea, după care continui cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Foarte ușor de format și călcâiul în modul acesta. Nu avem prea mult de numărat. Nu. Am ajuns din nou la capătul rândului. Iar acum din nou voi coborâ și voi prinde primul picioruș scurt care urmează, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, iar acum ia să vedem, 2, 4, iar acum voi întoarce lucru și voi lucra din nou un picioruș scurt în corespondența primului picioruș și voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Va fi un pic mai dificil până când veți lucra primul ciorăpel. În momentul în care ați lucra primul ciorăpel, apoi veți vedea cât de ușor va fi pentru dumneavoastră să îi lucrați. Am ajuns la capătul rândului, din nou cobor jos, prind un picioruș și fac piciorușul scurt, un ochi de lanț, după care voi întoarce lucru, în corespondența primului picioruș voi face înmulțirea ca de obicei și continui cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Chiar dacă tutorialul va fi un pic cam lunguț, vreau să deprindeți bine modul în care putem lucra acești ciorăpei care vor încălzi piciorușele unui bebeluș. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș scurt, după care voi coborâ din nou jos și voi face piciorușul scurt, ca de obicei, ochiul de lanț, voi întoarce lucrarea, voi face piciorușul, cel de-al doilea picioruș scurt în corespondență primului, deci înmulțirea, voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Există multe, multe moduri de a lucra ciorăpei, însă acesta mi se pare foarte, foarte ușor, ușor pentru dumneavoastră și ce îndrăgesc cel mai mult este faptul că vârful ciorăpelului, deci unde sunt degețelele, este foarte, foarte perfect. Ajuns la capătul acestui rând, voi intra jos, voi pescui firul și voi face piciorușul scurt, iar de acum vom merge de jur împrejur cu piciorușe scurte. Și astfel, să ajungem la capătul rândului, să vedem în ce mod se prezintă.
mai bem puțin și ajungem și la capătul rândului. Ia uitați-vă, am ajuns la capătul acestui rând, acum voi intra și voi continua cu piciorușe scurte de jur împrejur. Uitați-vă călcâiul. Acesta este. Să aveți grijă aici să, în momentul în care prindeți piciorușul scurt, să strângeți bine. După care, ia uitați-vă, vom continua fără nicio problemă, de jur împrejur. Așa se prezintă. Și vom lucra pentru înălțimea dorită de dumneavoastră. Eu am făcut o înălțime de câțiva centimetri, cred că 5 centimetri. Vom lucra singure, piciorușe scurte și ne vom reîntâlni pentru a finaliza șosețica. Eu am lucrat 10 rânduri de piciorușe scurte după ce am format călcâiul, așa arată ciorăpelul. Dumneavoastră veți lucra chiar și mai mult în funcție de cât doriți să fie de înalt. După ce am realizat aceste 10 puncte, vom face o mică danteluță, să-i dăm un pic de culoare, vom folosi, eu voi folosi culoarea roz, dumneavoastră folosiți culoarea dorită de dumneavoastră. Voi începe, așa cum ați văzut, un picioruș scurt, în momentul în care am cele două fire pe croșet, voi închide piciorușul în culoarea roz. În felul acesta. Și ținând cele două fire pe dedesubt, voi continua să lucrez, imediat veți vedea modul în care, deci suntem aici, în acest prim picioruș, voi trece în următorul, voi face un picioruș scurt, firul de croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu redus, firul de croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu, firul de croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu redus, după care voi face un picioruș scurt. În acest moment voi sări un picioruș din rândul de bază, deci voi sări unul, voi intra în cel de-al doilea și voi repeta un picioruș scurt, firul de croșet, un picioruș dublu redus, firul pe croșet, un picioruș dublu, firul pe croșet, un picioruș dublu redus și un picioruș scurt. Toate aceste piciorușe au fost făcute în corespondența unui singur picioruș. În acest moment eu voi scurta capătul de culoare roșie și voi continua în următorul picioruș, deci voi sări un picioruș de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi repeta piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, piciorușul dublu, picioruș dublu redus și piciorușul scurt. În felul acesta noi vom lucra pe trei parcursul rândului și vom forma această frumușică danteluță, iar ne vom întâlni la sfârșit. Ajunse la capătul rândului, vom închide în corespondența primului picioruș scurt care l-am realizat în culoarea roz, vom închide totul cu fir alunecat. Vom închide rândul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Fiecare va ascunde cu acul sau cu croșetul, așa cum doriți dumneavoastră. Acestea sunt șosetele care
Mie îmi plac foarte mult, eu chiar dacă nu am nepoței atât de mici și nici copii așa micuși, îmi face mare plăcere să lucrez aceste lucrușoare atât de mici și delicate. Sper că pentru dumneavoastră este de folos, sper că vă place ceea ce am realizat și dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut, Tatiana!